Penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu nu are suficient specialiști care să vină în sprijinul deținuților atunci când vorbim de servicii de asistență socială și consiliere psihologică. Și cum nici nu poate angaja alții, mizează pe voluntariat. Așa se face că de 2 ani în cadrul unității activează 4 voluntari, asistenți sociali și psihologi, din păcate insuficienți pentru nevoile deținuților. Este și motivul pentru care penitenciarul are porțile deschise pentru toți cei care vor să-și adauge la CV o experiență profesională bazată pe o vastă cazuistică. Modificarea codului penal a generat modificarea legii de executare, astfel că apariția legii 254 obligă persoane private de libertate să participe cu intensitate la activitățile de reintegrare socială. Astfel că penitenciarul Giurgiu consideră oportun să dea șansa societății civile să participe la acest proces de reintegrare socială a persoanei private de libertate. Începând cu această dată, primim cereri de la tinerii specialiști și nu numai, de a participa la activități de reintegrare socială pe cele două domenii de activitate, psihologic și social, astfel că cei care sunt interesați se pot adresa conducerii penitenciarului Giurgiu printr-o cerere. Psihologii și asistenții sociali cu aviz de liberă practică ce își doresc să activeze ca voluntar la penitenciarul Giurgiu au o serie de avantaje. Pot acumula experiență profesională, dobândesc un certificat de voluntariat și au șanse mari în încadrarea ca ofițeri în sistemul penitenciar. În primă fază, voluntarul încheie un contract cu penitenciarul pe 12 luni, dar are posibilitatea de prelungire sau întrerupere.